Bună seara, dragi prieteni! La Timișoara se întâmplă lucruri despre care eu credeam că sunt istorie. Asta cu atât mai mult cu cât nașul mafiei imobiliare de acolo, mafia baștanilor, execută o pedeapsă de 7 ani de închisoare. Dar iată că revin situații total anormale, vreau să vorbesc puțin despre ele. Mai multe detalii puteți găsi pe Europa Liberă într-un articol scris de jurnalista Brândușa Armanca, o jurnalistă foarte bună, mi-a fost și profesoară la Facultatea de Jurnalism. Solidaritatea versus interesele mafiei imobiliare, asociația care sprijină refugiații izgonită cu pietre și amenințări. Este vorba despre clanurile Cărpați, Stancu și Covaci, care prin violență, prin amenințări, prin corupție, au preluat 10 de imobile în valoare de milioane de euro din zona centrală a orașului. Și au reușit să facă aceste preluări pentru că au legături în instituțiile statului, nimeni nu-i verifică, oameni buni. În timp ce ANAF-ul din Timișoara, mie, Mălin Bot, îmbloca conturile pentru recalculări de 10, 15, 20 de lei, pe indivizii ăștia care fac scandal și preiau imobile de milioane de euro, niciodată nu-i verifică. Lucrurile s-au liniștit un pic în momentul în care Direcția Națională Anticorupție de la București, în perioada în care funcționa colaborarea SRI-DNA, a intrat în primăria Timișoara și a descoperit sute de imobile vândute de către administrația Ciuhandu, către polițiști, procurori, ofițeri de informații, judecători, toate vândute ilegal. Acolo, în acea rețea de corupție, de case date de administrația Ciuhandu, dosar în care și primarul Robu și-a prins urechile și a fost agățat, acolo se află secretul imunității de care beneficiază aceste clanuri. Ce fac ele? Terorizează pur și simplu orice persoană care ocupă un imobil în zona centrală dacă ei au pus ochii pe imobilul respectiv. De data asta au terorizat o asociație, oameni buni. O asociație, asociația Logos, numai un pic, asociația Logos din Timișoara, care a închiriat un spațiu acolo, da? Pe CD Loga 54. A închiriat o clădire. Probabil cei care locuiau acolo n-au mai putut să... Cei care sunt proprietari, că sunt imobile retrocedate, n-au putut din cauza terorii clanurilor, da? Și care sunt alungați, oameni buni, uitați-vă aici, acum sunt alungați, este absolut incredibil, da? Deci pur și simplu filmați, da? Cum li se sparg geamurile, uitați-vă și dumneavoastră, da? Și poliția română în Timișoara total coruptă, nu ia nicio măsură, la parchet total corupți. Este o complicitate, da? Vreau să vedeți din nou. Vedeți cum le sparge geamurile? Așa terorizează oamenii, da? Și-au alungat oamenii din propriile lor case. Eu am scris despre asta, oameni buni. S-au dus unii la pușcărie, au fost niște schimbări la vârful Ministerului de Interne. După aceea, din nou, conducerea poliției Timișoara a fost preluată de către personaje foarte corupte. Sigur, asta are legătură cu mafia generalizată din Ministerul de Interne. Mafia al cărei... a cărei marionetă este toarășul Bode. Și chestia asta cu corupția începe din nou să producă efecte la Timișoara. Care este ghemotocul de corupție? Are legătură cu administrația lui George Ciuhandu, fostul primar al Timișoarei, care de acolo, din primărie, niște oameni foarte importanți au dat datele moștenitorilor către și ale celor care sunt chiriași acolo, către aceste clanuri, Cărpați, Stancu și Covaci, clanuri care terorizează în modul ăsta pe oricine le stă în cale pentru a cumpăra cât mai ieftin imobilele respective. Dacă cineva închiriază, cum s-a întâmplat în cazul de față unei asociații, nicio problemă, terorizează și asociația. Clanurile sunt protejate de ce? Pentru că au în spate aceiași mecheri din administrația Ciuhandu care au vândut case ieftine, practic au dat case pe nimic din fondul locativ al primăriei la polițiști, procurori, ofițeri de informații, judecători. Și ăștia, toată mafia asta se sprijină una pe alta. Și nimic nu se poate face în Timișoara și orașul este din nou terorizat. Oameni buni, este absolut incredibil. Absolut incredibil. Și totul are legătură cu corupția din Timișoara și cu faptul că Poliția Municipiului Timișoara este o instituție și Poliția Județului Timiș sunt două instituții putrede corupte. Putrede, oameni buni. Putrede. Dar mai au fost niște cazuri, probabil că le-ați văzut. Reținerea, arestări făcute de Direcția Națională Anticorupție pentru șpăgi. Dar... afacerea asta cu clanurile de baștani este absolut incredibilă. Ăștia sunt toți analfabeți, da? Analfabeți. Și-au cumpărat cu milioane de mărci, apoi cu sute de mii de mărci, apoi cu sute de mii de euro, imobile în valoare de milioane de euro. Toată zona centrală a Timișoarei au
Cotropito. Și autoritățile statului, aceleași autorități care pe mine, pe dumneavoastră, pe alții, ne hărțuiesc pentru 5 lei, 10 lei, pe analfabeții ăștia nu îi întreabă de unde au banii. Și nu intervin, și nu iau măsuri, și nu fac dosare, și nu fac arestări, nici atunci când lucrurile sunt atât de evidente. Dar atât de evidente. Vandalizarea unui imobil, totul filmat. Și nu se întâmplă nimic. Și asociația a fost nevoită să plece de acolo. Asta ca să înțelegeți cât de multă corupție este în Poliția Timișoara, în Serviciul Român de Informații, în 2 și un sfert la nivelul județului Timiș. Dacă aveți timp, vă invit să citiți materialul făcut de Brândușa Armanca. Este o jurnalistă foarte bună din Timișoara. Descrie întreaga stare de fapt. Eu am scris despre asta serial, oameni buni. Serial am făcut pe tema asta în presa locală. M-am și judecat cu primarul Ciuhandu, cu băiatul lui. M-au dat în judecat, au susținut că nu e adevărat ce am scris. Bineînțeles, am demonstrat în justiție că e adevărat, li s-a respins acțiunea, mi-au plătit cheltuieli de judecată și daune după aceea. Și o perioadă, perioada aceea în care Direcția Națională Anticorupție împreună cu SRI au făcut dosare puternice și au intrat și peste problema caselor de la Timișoara, lucrurile s-au liniștit. Acum că este din nou mafie USL, că este toarășul Bode de la Ministerul de Interne, că PSD-iștii sunt iarăși în forță, că teroarea asta se întâmpla pe vremea când PSD-iștii aveau controlul împreună cu Ciuhandu, PSD-iștii la Consiliul Județean, Ciuhandu la Primăria Timișoara. Da? Și acum din nou lucrurile sunt scăpate de sub control și din nou nenorocirea asta oribilă din Timișoara, cea mai mare nenorocire din capitala Banatului, din nou își face violent și agresiv apariția. Da? Ca să știți despre ce este vorba, inclusiv Casa Miule, Casa Florarului, Curții Imperiale, preluată de clanul Cârpaci. Vă recomand acest articol, dragi prieteni, și tot ceea ce știți aici, să știți că are legătură cu corupția. În timp ce capitala Banatului e terorizată de clanurile protejate de corupția incredibilă din Ministerul de Interne, în Parlament se măresc salariile demnitarilor. Dragi prieteni, salariile demnitarilor este incredibilă. Nesimțirea cu care, știți că i-au lansat în societate de o lună de zile ideea că trebuie să imposteze mai mult societatea, trebuie să facă impostare progresivă, să stoarcă mai mulți bani de la noi. Da? Că nu sunt bani, domnule. Și în contextul ăsta în care nu sunt bani și ei se dau de ceasul morții să scoată cât mai mulți bani de la noi, da? În contextul ăsta la Timișoara niște analfabeți fac afaceri imobiliare și terorizează un oraș întreg de milioane de euro și nimeni nu-i întreabă pe analfabeția de unde aveți banii, da? Nimeni nu-i verifică, da? Și în Parlamentul României la București se măresc salariile demnitarilor, da? Salariile demnitarilor vor crește cu până la 1410 lei. Parlamentarii au adoptat o lege prin care sunt majorate indemnizațiile tuturor demnitarilor de la subprefect la președintele României. Deși salariile acestora erau înghețate prin legea salarizării. Liderul PSD Marcel Ciolacu a susținut miercuri că a fost o decizie pur tehnică și că astăzi coaliția urma să decidă dacă nu se vor mări salariile pentru demnitari. În cazul în care legea aprobată ieri de Camera Deputaților va fi promulgată. El a spus că se va da o ordonanță de prorogare a acestui termen privind majorarea salariilor demnitarilor. Deci ăștia își măresc salariile, oameni buni, cu nesimțire, cu tupeu. Ajung la salarii de 220.000, 25.000 de lei prin această majorare. La nivelul cel mai înalt, ca să înțelegeți direcția pe care o ia această țară, da, Curtea Constituțională a dat o decizie prin care a decis că scapă toți plagiatorii. Nimeni nu va mai plăti, nici măcar cu titlul de doctor, impostura în țara asta, scrie Alexandra Șandru pe Spot Media. Curtea Constituțională a decis astăzi că retragerea titlului de doctor în cazul constatării unui plagiat e constituțională. Doar atâta timp cât se referă la cazul în care acest titlu nu a intrat în circuitul civil și n-a produs efecte juridice. Mai exact, dacă la Ministerul Educației a apucat să fie semnat ordinul care atribuie titlul de doctor, respectivul rămâne cu această distinție academică, inclusiv în condițiile în care se dovedește că teza a fost plagiată. Deci, practic, se legalizează furtul la nivel universitar. Să se fure, oameni buni. Cred că suntem singura țară din lume în care, că vorbim deja de trei fenomene, da? În care niște analfabeți, clanuri, fac afaceri de milioane de euro, terorizează un oraș întreg și nimeni nu întreabă de sănătate, de unde au banii, cum au cumpărat aia care a dat cu pietre, trebuia luată pe sus cu mascații,
Fiți sigur că ea dădea cu pietre, aia este filmată. Eu știu modul de operare. Cărpacii erau în spate, în cazul în care cineva îndrăznea să iasă la ea, venea toată haita. Da? Aia, în orice țară normală, era luată, umflată pe sus. Imobilul în care ea locuiește, vecin, din care a dat cu pietre, imediat era verificată proprietatea. Imediat erau luați la întrebări. De unde ai cumpărat? Cu ce bani ai cumpărat imobilul ăsta? Imediat de la cartea funciară se poate scoate, pentru fiecare clan de ăsta, Cârpați, Stancu, Covaci, toate proprietățile din Timișoara. Sumele exacte pe care le-au achiziționat. Erau chemați la justificare. A, n-aveți justificare? Confiscare. Pușcărie, evaziune fiscală. În timp ce cetățenii obișnuiți, oameni buni, sunt terorizați de ANAF, uneori pentru datorii inventate de 5, de 10 lei, astfel de clanuri ale mafiei imobiliare în Timișoara terorizează un oraș întreg și învârt în fața întregii comunități sute de mii și milioane de euro fără ca ANAF-ul să-i întrebe, oameni buni, fără ca Dicotul să vină peste ei. Au fost niște percheziții, unul dintre clanuri opera în Franța și au venit procurorii francezi de acolo, că i-au prins acolo cu cerșetorie, cu trafic de persoane, cu trafic de droguri, cu furturi auto. Și au venit de acolo într-un imobil din ăsta. Este singurul caz în care s-a făcut ceva. Că au venit aia din Franța. De ce? Pentru că la nivelul Timișoara este o corupție incredibilă, oameni buni. Incredibilă. Dacă s-ar investiga aceste clanuri și legăturile lor cu administrația Ciuhandu și legăturile din justiție și din poliție, cred că jumate din poliția județului Timiș s-ar duce la pușcărie. Atât de mare este corupția și atât de mare este încrengătura, oameni buni, cu clanurile astea. Da? În această țară lovită de criză, da, cu cel mai slab nivel de trai, în care niște clanuri de analfabeți fac ce vor ele și nimeni nu le întreabă de sănătate, salariile demnitarilor se măresc și se măresc și se măresc, în condițiile în care ele oricum erau mari. Și Curtea Constituțională spune, domnule, ok, ăștia care au plagiat, care au furat, este în regulă, nu-i nicio problemă. Legalizarea furtului. Deci Curtea Constituțională a legalizat astăzi furtul, pentru că asta, plagiatul, este o formă de furt, oameni buni. Vă dați seama în ce țară trăim? Vă dați seama? Decizia CCR, ca să înțelegeți cât de toxică și puturoasă e această instituție, a fost adoptată în unanimitate. Sesizarea fusese făcută în cazul unei foste judecătoare, Corina Mihaela Jujie, care a contestat la Curtea de Apel Ploiești în contencios administrativ decizia de plagiat a comisiei specializate privind teza sa de doctorat. Comisia a stabilit în 2020 că teza e plagiată și în consecință a stabilit retragerea titlului. Emilia Șercan, jurnalista care a investigat cel mai mult plagiatele, l-a investigat și pe domnul prim-ministru, cu siguranță are legătură cu asta, da? Cu toarășul prim-ministru general de armată, plagiator cu teza de doctorat secretizată, oameni buni, dacă puteți să vă imaginați așa ceva, da? După aceea a fost amenințată, a făcut plângere penală, s-a trezit cu acțiune de compromat împotriva ei și cu probe depuse la poliție făcute în câteva ore publice pe site-uri din Republica Moldova. Poliția coruptă, Ministerul de Interne, toarășul Bode, ca să înțelegeți despre ce vorbim, da? Domnul Bode și dânsul cu probleme pe la diplomele astea de doctorat, că toți sunt doctori și nu se știe cum au ajuns doctor, da? Și toarășul Ciucă și toarășul Bode. Ce zice Emilia Șercan? S-a terminat cu integritatea academică în țara asta. Curtea Constituțională tocmai administiat de la amnistie, da? A amnistiat în masă toți plagiatorii din România, cărora de acum înainte nu li se mai putea retrage titlul de doctor pentru plagiat. E vorba de amnistie în masă, da? Amnistiat în masă toți plagiatorii din România. Un titlul de doctor obținut în baza unei teze doctorat plagiate va putea fi retras doar înainte ca Ministerul Educației să semneze ordinul de ministru care atribuie titlul de doctor. Ce s-a plagiat până acum rămâne bun plagiat, că în cazul tuturor a emis Ministerul Educației. Va deveni bun național, va putea intra în patrimoniul cultural al țărișoarei. Da? Decizia curții, spune Emilia Șercan, este nu numai lipsită de logică, dar și de fundament juridic, pentru că un titlu de doctor nu există decât în momentul în care e semnat ordinul de atribuire a titlului de către ministru. Astfel că nu are cum să producă niciun efect înainte. Da? E ca și chestia aia pe care au făcut-o ei, dacă țineți minte, ca cei care fac evaziune fiscală, dacă sunt prinși și dau bani înapoi, să nu se mai ducă la pușcărie. Da? E exact aceeași chestie. Da? Exact aceeași chestie. Bun. Războiul din Ucraina, dragi prieteni, sunt câteva evoluții foarte importante astăzi pe acest subiect.
Italia avertizează Rusia, scrie Europa Liberă, cu privire la blocarea porturilor Ucrainei. Milioane de oameni ar putea muri de foame dacă Rusia nu ridică blocada din porturile Ucrainei de la Marea Neagră, a avertizat ministrul de externe al Italiei, Luigi De Maio. Următoarele câteva săptămâni vor fi cruciale pentru rezolvarea crizei alimentare globale, a spus Di Maio, după o întâlnire virtuală care a inclus țări mediteraneene, precum și președintele G7 și Organizația ONU pentru Alimentație și Agricultură. Vreau să spun clar, așteptăm semnale clare și concrete din partea Rusiei, pentru că blocarea exporturilor de cereale înseamnă ținerea ostatecă și condamnarea la moarte a milioane de copii, femei și bărbați. Vladimir Putin, criminalul de la Kremlin, face în esență un șantaj mondial cu o atitudine de interlop despre care am tot vorbit din 24 februarie, din momentul în care a izbucnit războiul din Ucraina, mă rog, momentul în care Putin a declanșat invazia acestei țări și genocidul din Ucraina, am tot vorbit despre mentalitatea de interlop a acestui individ. V-am prezentat și mai multe cărți și vă voi mai prezenta și alte cărți despre modul interlop în care Putin și rețelele de crimă organizată împreună cu foști ofițeri KGB, deveniți oficieri FSB, controlează Rusia. Și au exportat acest mod în întreaga lume. Și terorizează lumea întreagă. Putin este în esență un interlop planetar. Ba cu bomba atomică. Și acum terorizează lumea întreagă, provocând o criză alimentară, oameni buni. Este fără precedent această situație și nu văd. Sigur, ei fac apeluri, Macron face sex on the phone cu Putin, nu știu ce fac ei la telefon acolo, vorbesc ore în șir. Se fac fel și fel de apeluri, dar să știți că eu cred că nu va avea niciun efect. Altceva decât manu militarii nu poate să convingă Rusia. Citesc această carte scrisă de Amic Knight, Ordine ucigașe, regimul lui Putin și crima politică, da? Deci la ei crima este ceva business as usual. Această carte este despre crimele politice comise în Rusia. Foarte interesant, o să vă fac recenzia cărții în momentul în care termin să o citesc. Deci crima este ceva, un modus operandi de zi cu zi în dictatura lui Vladimir Putin. Ministrul de externe al Libanului, Abdallah Bou Habib, le-a spus miniștrilor că creșterea carburanților, prețul la carburant și a produselor alimentare de bază exacerbează criza din țara sa. El a cerut ca războiul din Ucraina să oprească cu orice preț, să se oprească cu orice preț, adăugând că dacă nu va putea, părțile în cauză trebuie să fie presate, să permită exportul în siguranță de cereale și alte mărfuri fără nicio întârziere. Lumea nu poate continua să fie la chiremul crizelor militare din Europa sau din alte regimuri ale lumii. Rabinul șef al Moscovei, ca să vedeți că și în Rusia există lider religios, sigur, Kiril îl servește cu total pe Putin, trup și suflet alături de Putin, Kiril fiind și el un puiuț KGB-ist, Putin folosind ortodoxia și religia și credința ca să manipuleze, să prostească lumea la vrăjeală, cum se spune în popor, da? Sigur, din păcate, mulți mușcă în chestia asta. Mulți din România, oamenii atașați de valorile religioase, îl susțin pe Putin și comentează pe rețelele sociale, ei săraci de ei, neavând habar ce susțin ei de fapt. Lenin îi numea pe cei care făceau asta, în perioada de început a comunismului, idioți utili. Termenul a apărut în presa din Statele Unite, este atribuit lui Lenin și lui Stalin, discutau despre intelectualii din Occident, în special din Franța, Franța a avut ea așa o istorie mai socialistă, care susțineau comunismul din Uniunea Sovietică, fără să știe ei ce fac ăia pe acolo. Tot în Ucraina a făcut Stalin Holodomor în anii 30, milioane de oameni au murit. I-a lăsat să moară de foame, da? Pe cei care au refuzat producătorii agricoli să-și dea toată producția la doneze Uniunii Sovietice în cotele pe care le pretindeau cei de la Moscova, a pus Stalin niște cote absurde și oamenii n-au putut. Și cine nu a dat tot, da? Sau cine a refuzat, sau cine a comentat, unii au zis, bă, nu e ok, ce faceți? Noi nu suntem de acord cu agricultura asta comunistă de colhoz. La noi erau cooperativele agricole de producție, acolo era colhoz, da? Comuniștii confiscau tot și stabileau ei ce este de făcut. Și
cei care s-au opus în Ucraina, localitățile respective, a intrat armata roșie peste ei, le-au luat toate produsele alimentare, tot ce putea să fie hrană. Recoltele, animalele, tot, fructe, ce au avut ei depozitat, au luat tot, după care i-au încercuit și au lăsat să moară de foame în localitățile și regiunile respective. Asta se cheamă Holodomor. Milioane de oameni uciși. Și amintirile astea sunt vii în memoria poporului ucrainean. De aia poporul ucrainean este atât de înverșunat împotriva rușilor. Sunt foarte multe lucruri, dacă urmăriți un pic subiectul istoriei Ucrainei, să știți că am descoperit că sunt foarte multe canale de YouTube foarte interesante. Knights and Generals, Kings and Generals este un canal, mai sunt și altele, pe care sunt prezentate documentare despre istoria Ucrainei. Veți înțelege de ce preferă să moară națiunea din Ucraina, dar nu mai vrea să aibă bocancul rușilor pe gât. Norocul nostru că rezistă ucrainenii ca Leonidas din Sparta la Termopile. Exact așa rezistă, oameni buni. Ăsta este norocul nostru. Că altfel, cine știe ce era și pe aici. Rabinul șef al Moscovei în exil după ce a refuzat să susțină războiul lui Putin împotriva Ucrainei. Rabinul șef al Moscovei, Pinchas Goldschmidt, a părăsit Rusia după ce a fost supus la presiuni pentru a-și exprima sprijinul pentru invazia din Ucraina, a scris nora sa pe Twitter. Pot în sfârșit să vă împărtășesc faptul că socrii mei, rabinul șef al Moscovei și soția lui, au fost presați de autorități să susțină public operațiunea specială din Ucraina și au refuzat. Contactat de agenția telegrafică evrească, Goldschmidt a refuzat să comenteze sau să răspundă la întrebările dacă el crede că se va întoarce în Rusia, unde a fost reales marți în funcția de lider al sinagogii corale din Moscova. Goldschmidt nu a fost un critic vocal al războiului, deși lui Figaro a relatat că a fost suficient de îngrijorat de aceasta, încât a luat legătura cu rabinii din Moldova vecină la mijlocul lunii februarie, cu câteva zile înainte ca Rusia să invadeze Ucraina pentru a avertiza asupra unui potențial val de refugiați. Dar statutul lui Goldschmidt în Rusia a fost deja zdruncinat de politică în trecut. În 2005, lui Goldschmidt, care a avut o prezență la Moscova din 1989, i s-a refuzat brusc intrarea în țară. A fost nevoie de câteva săptămâni înainte pentru a-i se permite să intre din nou. Autoritățile n-au dat nicio explicație oficială cu privire la refuzul de intrare, dar unii oficiali au făcut referiri nespecificate la probleme de securitate națională. Goldschmidt s-a născut în Elveția, până la urmă i s-a permis să intre în Moscova, dar traiectoria carierei sale s-a axat din ce în ce mai mult pe Europa de vest. Potrivit Jerusalem Post, Goldschmidt va rămâne în Israel. Vedeți că există și lideri ai comunităților religioase care nu sunt de acord cu Putin și care îi se opun. Sigur. Condiția este să nu fie legați de KGB, FSB. Toți se opun, dar mai puțin ofițerii FSB și foști ofițeri și turnători KGB, da? Celebrul comandant rus de pe actual 24, anterior am citat de pe G4 Media, ei au făcut traducerea știrii, ea este în toată presa internațională, celebrul comandant rus Strelkov, Rusia aproape de dezastru și explozie socială, ca în războiul cu Japonia din 1904. Ucraina bate Rusia în Herson. Igor Girkin, cunoscut sub numele de război Strelkov, renumit pentru implicarea sa în ocuparea de către Rusia estului Ucrainei în 2014 și pentru doborârea avionului MH14 Malaysia Airlines, am vorbit despre asta în cartea trolului Putin, apar informații despre Bellingcat, cum au dezvăluit că acel avion cu foarte mulți cetățeni olandezi a fost doborât cu rachete de către omuleții verzi a lui Putin într-un act de terorist de stat. Capitolul pe această temă din cartea trolului Putin, scrisă de jurnalista norvegiană finlandeză Jessica Aro, este foarte important, dragi prieteni. Ce spune acest comandant rus? Războiul din așa numita Ucraina mă amintește în mod dureros de evenimentele de acum 100 de ani. Moscova voia în mod clar să ducă un mic război colonial victorios, trimițând doar armata profesionistă fără să supraîncarce economia. Societatea aștepta o victorie rapidă, despre care Kremlinul țipa la fiecare colț în primele zile ale operațiunii. 3 luni au trecut. Slavă Domnului, nu am avut noi Tsushima sau Mukden, înfrângeri rusești catastrofale în fața japonezilor. Deși fuga către graniță e minunată în inutilitatea ei, umilitoare, cu greu, ar putea fi numită victorie. El consideră că Rusia riscă să repete situația din acel război dacă nu decretează o mobilizare în masă.
Kremlinul continuă cu încăpățânare, cu expediția colonială, fără să ia lucrurile în serios, să lupte cu adevărat. În timp ce inamicul, care a ajutat mai nou de partenerii vestici respectabil cu toată puterea, luptă mai mult decât serios. Normal că Putin este victima propriei lui minciuni. Că el a spus că nu este război și că este o operațiune militară. El nu poate să vină în fața națiunii ruse să spună gata, mobilizare generală. Că lumea îi spune, bă, dar ne-ai mințit, Vladimir Vladimirovici. Ai zis că nu e război. Acum e război? Și atunci el este cumva captiv al propriei minciuni. Și treaba asta, fiecare zi în care nu dispune mobilizare generală, fiecare zi în care Ucraina este înarmată, este o zi foarte, foarte importantă pentru înfrângerea acestei dictaturi oribile. În ideea ca Putin să fie pus cu botul pe labe, Putin și dictatura lui. Și este o zi câștigată inclusiv pentru România, oameni buni. Pentru că știți, cu toții, este foarte important acest aspect și e bine să nu-l uităm de câte ori citim despre războiul din Ucraina, despre faptul că Putin a declarat, înainte de începerea invaziei, că scopul lor, a găștii din jurul acestui interlop, da, grupării interlope de la Moscova, este să refacă influența Rusiei asupra fostelor țări comuniste, să plece NATO din toate țările foste comuniste. Asta ne targetează și pe noi, oameni buni. Inclusiv pe noi ne targetează chestia asta. Da? Ursula von der Leyen, scrie Universul.net, vorbește despre Holodomor, despre genocidul prin foame pe care îl declanșează Putin la nivel planetar, urmând modelul lui Stalin care a făcut în Ucraina Holodomor, declară astăzi că hrana a devenit parte din arsenalul de teroare al Rusiei. Uniunea Europeană trebuie să demonteze dezinformarea Rusiei care acuză Occidentul pentru criza alimentară mondială, a declarat președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen astăzi, citată de DPA. Alimentele au devenit parte din arsenalul de teroare al Kremlinului și nu putem tolera acest lucru, a spus von der Leyen în Parlamentul European reunit la Strasbourg. Ursula von der Leyen a răspuns astfel la încercările Moscovei de a da vina pe sancțiunile Occidentului, care a răspuns la declanșarea invaziei Rusiei asupra Ucrainei. Invazie care a intrat deja în a patra lună, pentru creșterea prețurilor la produse alimentare la nivel global. Livrările de cereale din Ucraina, unul dintre cei mai mari exportatori mondiali, au fost reduse în mod drastic din cauza blocadei impuse de Rusia asupra porturilor ucrainene și a bombardamentelor asupra depozitelor. Organizația Națiunilor Unite a atenționat că războiul va agrava foametea la nivel global. 54 de țări africane, care importă aproape jumătate din grâul lor din Ucraina și Rusia, fiind cele mai vulnerabile. Națiunile Unite încearcă să medieze un acord între Rusia și Ucraina și Occident pentru reluarea exporturilor din porturile de la Marea Neagră, dar încrederea este extrem de scăzută. Nu, Rusia nu vrea să facă. Putin șantajează planeta întreagă. Toți cei care își imaginează că pot să rezolve ceva, se înșeală amarnic. Nu cunosc adevărata natura acestui individ. Și e surprinzător că unii sunt șefi de state, șefi de guverne și ar trebui să aibă informații de la serviciile lor secrete. Păi dacă eu, un amărât de jurnalist independent dintr-o țară din Europa de Est, am citit câteva cărți, 10 cărți și am putut să ajung la o concluzie clară, oamenii ăștia cu atât de multe servicii secrete, probabil că n-au încredere în propriile lor servicii sau din cine știe ce motiv nu sunt atenți la aceste informații. Von der Leyen a declarat în Parlamentul European că 20 de milioane de tone de grâu sunt blocate în Ucraina și a subliniat că sancțiunile nu vizează produsele alimentare de bază. Sancțiunile nu vizează comerțul cu grâu sau alte alimente între Rusia și țări terțe. Da, nu e vorba de asta. Dar Putin a zis, ne băgați nouă sancțiuni? Ia stați așa că înfometăm noi pe toată lumea. Nu mai iese nimic, niciun grâu către nimeni. Ia să vedeți ce provocăm noi pe plan mondial. Deci, tipic. Șantaj interlop. Asta face toarășul Putin, șantaj interlop. Pe RFI, Ovidiu Nahoi, jurnalist Ovidiu Nahoi pe RFI.ro face o revistă a presei, foarte interesantă, în fiecare zi. Și din revista presei de astăzi, principalul subiect este foametea iminentă din multe țări ale lumii. Analizele pe care le traduce Ovidiu Nahoi explică modul în care Rusia este vinovată. Ovidiu face referire la revista franceză L'Express, la The Conversation, se întreabă unde se află UE după 100 de zile de război în privința sancțiunilor împotriva Rusiei, la Frankfurter Allgemeine Zeitung și la Stampa. Mai citează un articol de opinie din revista cehă Respect,
Și din toate aceste articole, Ovidiu Nahoi prezintă concluzia cea mai importantă, și anume faptul că Rusia este vinovată pentru foametea iminentă din multe țări ale lumii. Și singurul mod în care poate fi oprit acest criminal, oameni buni, este manu militari. Manu militari. Oamenii ăștia, exact ca niște interlopi, nu înțeleg de nimic altceva și sunt dispus să comită orice fel de atrocitate pentru a-și pune în aplicare planurile malefice.